După 2 ani de cursuri online, decizia revenirii în anfiteatre îi scoate pe studenți în stradă la proteste. Cei mai vocali sunt tinerii de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În vreme ce unii s-au angajat, alții au renunțat la locurile în cămine și nu au bani pentru chirie acum, cei mai mulți se plâng că decizia a fost anunțată de pe o zi pe alta. Sunt și studenți care au plecat din țară, studiază la distanță acum și nu au cum să se întoarcă atât de repede în bănci. Studenții de la Babeș-Bolyai au protestat față de tranziția forțată la învățământul fizic propusă de Ministerul Educației. Noi de pe săptămâna pe alta nu putem aduce peste 40.000 de studenți în Cluj. Spre exemplu, lucrează de acasă, sunt remote, lucrează la firme din alte orașe și în același timp își permit să meargă și la facultate online. Se trezesc că trebuie să vină în Cluj, un oraș super scump, să-și caute chirie pentru 2 luni. La UBB vom începe în regim clasic din 28 martie, cel mai târziu la unele facultăți din 4 aprilie. Deși noi facem acest lucru, fiindcă suntem constrânși de lege. Și masteranzii de la ASE spun că revenirea în format fizic le va da planurile peste cap. Am schimbat un job remote către unul fizic acum 1 lună, pentru că am știut și s-a dat informarea de la universitate că o să avem cursuri online tot semestrul. Am colegi care au preferat să meargă în străinătate să muncească și acum sunt nevoiți să renunțe la studii. Avem profesori care sunt din străinătate. Profesorii, în schimb, insistă că prioritatea studentului este aceea de a merge la cursuri. Nu avem nimic cu cei care sunt angajați. Au nevoie de bani, fără doar și poate, dar obligația de bază este să participe la cursuri dacă sunt la învățământul cu frecvență. Am primit de la minister o adresă prin care mi se spune că ar putea să existe o perioadă de tranziție în care fiecare universitate să se organizeze astfel încât să poată să-și continue activitățile, sigur în sistem fizic, avem investiții în sisteme informatice, în platforme, dar nu avem baza legală pentru a desfășura activitate în sistem online. Și la SNSPA, 3 din 4 studenți vor în continuare cursuri online, potrivit unui sondaj intern al universității.